Suntem în Lifestyle pe București FM și pentru că de mâine începe școala, dar nu numai din acest motiv, am un subiect foarte, foarte important și interesant pentru voi astăzi și o invitată foarte specială, pentru că alături de mine chiar acum este Maria Gheorghiu, fondatoarea Ovidiro. Salutare! Salutare! Salutare București! Da, exact! Ce faci, Maria? Cum ești? Bine, bine! Mă bucur să m-am întors și eu acasă în București și să pornim cu forțe noi campania și să continuăm de fapt proiectul de încurajare a lecturii. Exact, despre importanța cititului îmi doresc foarte mult să discutăm astăzi, pentru că voi aveți o campanie foarte frumoasă și v-ați dorit cumva să ajungeți în fiecare colț al țării, ați și reușit din ceea ce mi-ai povestit. Și știu că cititul este foarte important de la orice vârstă, dar aș vrea să te întreb în primul rând, cam totuși, de la ce vârstă crezi că ar trebui să începem să le citim celor mici? De la naștere sau și mai devreme, pentru că din momentul în care se formează creierul nostru, pe la 3-4 luni de gestație, deja creierul începe să proceseze limbajul și copiii s-a văzut chiar fătul recunoaște limba maternă, reacționează diferit la limba mamei decât la alte limbi. E foarte important să îl implicăm și pe tătic totuși în procesul de citire sau o pică tot pe noi mamele? Absolut. Noi avem programul acesta, Citește-mi 100 de povești, care a ajuns în aproape toate grădinițele din România, în special în mediul rural. Și ne dorim ca până începe școala, fiecare copil să audă cel puțin 100 de povești, dar la fel de important este să întâlnească și 100 de cititori. A, ce drăguț, 100 de cititori, foarte tare asta. Da, uite, cred că ai mei nu au 100 de cititori până la vârsta asta, dar ia să mă ocup. Cred că dacă mai mergi pe la lansări, pe la târguri, dacă inviți copiii mai mari... Să facă cumva un schimb de experiență și să-și citească unul altuia. Exact, exact. Da, mai ales că cel mare are o vârstă de la care poate deja citi și face schimb de experiență cu copiii. Spune-mi ce s-a întâmplat, pentru că săptămâna trecută știu că ați avut și un eveniment foarte frumos și mi-ar plăcea să discutăm despre el. Ceva și cu fructe, s-au întâmplat mai multe lucruri acolo. Vara aceasta am lansat campania Prin de gustul lecturii, prin care vrem să ajungem la toți părinții din România, de la cei din București până la cei din cel mai îndepărtat cătun loc din țara noastră și să discutăm cu ei, să găsim soluții, să hrănim zilnic mintea copiilor, nu doar cu hrană pentru corp, ci și cu hrană pentru creier. Și noi considerăm că vitaminele perfecte pentru creier sunt substanțele nutritive perfecte pentru dezvoltarea armonioasă a copilului, sunt cărțile, lectura, toate aceste activități, atât în grădiniță, cât și în școală. Adică așa cum ne preocupăm zilnic ce mănâncă, cum hrănim copilul, ce a mâncat, ce vrem să mănânci, ce e bun pentru el, la fel trebuie să ne gândim și cât de important este să interacționeze copilul cu cărți în fiecare zi și de asemenea să ne preocupăm și de calitatea cărților cu care interacționează, mai ales că ne adresăm părinților de copii mai mici, pentru că aici se formează premisele citirii și scrierii, aici se formează baza, se pune fundația și cu cât această fundație e mai solidă, mai bună, cu atât copiii vor citi, vor deveni cititori, nu doar pentru că au de citit o bibliografie școlară și vor deveni cititori pasionați, cititori care au cărți preferate, care descoperă lumea prin intermediul textelor tipărite. Nu mai contează de la un punct încolo în ce format digital, formatul fizic. Noi pentru primele interacțiuni ale copiilor cu cartea recomandăm evident formatul fizic. Cum ar trebui să alegem o carte? Nu știu, acum mă gândesc poate la primele cărți ale copilului. Din fericire, cel puțin părinții din mediul urban, din București, au o multitudine de opțiuni, pentru că există de la cărți de cărucior, cărți mici cu colțuri rotunjite, există cărțile cu ferestre pe care copiii nu se mai satură să le deschidă și își dezvoltă atenția, puterea de concentrare, există și cărți pentru băiță, să faci și baie cu cărți, deci există o multitudine de cărți. Evident că teoretic putem citi orice, așa cum putem mânca orice,
Dar cu cât ne adaptăm nivelului de dezvoltare a copiilor, așa cum la bebeluși le dăm un tip de mâncare și le introducem treptat cărțile, așa e recomandat să avem și un plan de încurajare a lecturii. Contează foarte mult diversitatea tipurilor de cărți și nu numai, pentru că în special în orașe textul tipărit este peste tot în jurul nostru, de la stația de autobuz, la afișe, la... Peste tot, peste au tot, de unde să citească. Peste tot. Și contează foarte mult și calitatea cărților și calitatea se vede după copertă, după dacă este o carte premiată. Pur și simplu, când e o carte bună în mână, îți dai seama că e și de ce calitate. Cartea este obiect în primul rând. Iar cărțile acestea joc pentru copii, evident, e nevoie să aibă culori, să aibă forme, dar să nu aibă nici prea multe, pentru că dacă îi suprastimulăm pe copii, nu rezolvăm nimic. Și de asemenea e important, după ce diversificăm aceste cărți pentru copii, să mergem și pe ce interesează pe copii. Da, cel mai mult. Aș vrea să te întreb, Maria, care au fost acțiunile voastre directe cu această campanie? Ați mers să discutați cu părinții, cu profesorii din grădinițe, educatorii sau ce s-a întâmplat exact? Am lansat-o întâi aici în București și acum începem întâlnirile și online și față-înfață cu în grădinițe, cu părinții și o să o lansăm, o ducem până ajungem chiar la toți părinții și dezvoltăm acest obicei de a citi împreună cu copiii noștri. Voi începe să merg pe teren săptămâna viitoare, voi fi la Giarmata, într-o localitate de lângă Timișoara și acolo citim cu copiii de la 2 ani până la clasa 8-a. Deci acolo avem un parteneriat cu o școală pilot, o școală unde testăm diverse intervenții. Și de acum încolo toți profesorii implicați în campania aceasta, pentru că am făcut deja o formare online. Okay. Au participat vreo 1500 de ambasadori ai lecturii, numim, în acest program În punguța cu două cărți, care se adresează copiilor din familii defavorizate care primesc o punguță cu două cărți, care este dusă de acest ambasador al lecturii pe care noi îl formăm. Din septembrie vor începe să meargă să viziteze familiile și vom duce practic în prima etapă vreo 8.000 de punguțe la 8.000 de copii. Anul acesta avem 20.000 de punguțe. Urmează să facem a doua formare. Din păcate n-au ajuns încă la noi, n-a ajuns a doua carte din punguță. Putem să zicem, este vorba despre Culorile lui Lili, nu? Aceasta a ajuns De Avați Ascunsele, care care este în pachetul de anul acesta, pentru că au fost produse în China și n-au luat-o pe traseul cel mai scurt pentru că era zonă de război, s-au dus în jurul Africii și acolo pirații au vrut să ni le să ne fure cărțile. Am făcut o poveste așa cum fac și noi, iată. Și între timp au ajuns la Constanța în vamă și sperăm să ajungă la noi în depozit săptămâna viitoare, pentru că deja le așteaptă ambasadorii lecturii. Anul acesta avem o combinație minunată de două cărți. Întotdeauna avem o carte de non-ficțiune și am ales o temă care ar putea părea foarte abstractă, ce este ingineria structurală, dar care este pe înțelesul copiilor. Este de la copilului îi place să construiască. Practic, copiii noștri sunt inginerii de mici copii, sunt arhitecți. Și avem cartea De Avați Ascunsele cu foarte multe ferestre, chiar e prima dată când avem o carte cu 3-4 ferestre pe fiecare pagină. Am avut mereu cărți cu ferestre, cu una pe pagină, dar acum avem 3-4, deci eu cred că cei mici nu o să o lase din mână cel puțin 10-15 minute, ceea ce este mai mult decât minunat pentru un copil de 2 ani. Exact, da, eu chiar și acum, adică știu că cei mici ai mei și acum se uită pe cărțile cu flapuri, pentru că sunt foarte interesante, întotdeauna interesat să vadă ce se întâmplă dincolo de fereastră, deși au mai văzut-o și au mai citit-o și răsfoit-o până atunci de foarte, foarte multe ori, dar da, le captează foarte mult atenția. Aș vrea să te întreb acum, că tot discutam noi înainte de interviu, legat de povestea de Nani, este foarte importantă sau ar trebui să introducem cumva cititul într-un alt moment al zilei?
Sau și. Eu cred că putem citi oriunde și oricând. Contează să ne adaptăm după programul copiilor, după timpul nostru, adică e bine să știm că e important să citim zi de zi, în același timp ca părinți e bine să știm că putem să nu citim într-o zi, putem să citim într-o zi de două ori. La grădiniță, la școală e mult mai structurat pentru că acolo există un orar. Recomandarea noastră către părinți este să citească unde simt ei că au energie. Și unde poate că uneori folosim interacțiunea copilului și să ne reîncărcăm, să ne conectăm cu noi înșine și cu copilul. Aș recomanda, da, există, fiecare familie își face propriul ritual. Program, da. Ideea este să nu asociem însă, să ne gândim că aceste cărți sunt bune doar pentru adormit copii. Nu, sunt bune pentru a le hrăni mintea, pentru a le dezvolta vocabularul, imaginația. Deci, practic, aici fiecare familie depinde cum găsește timpul, cum își face. Contează foarte mult rutinele, dar contează în același timp și spontaneitatea. Și de câte ori plecăm undeva cu avionul, cu mașina, puneți două, trei cărți acolo, astfel încât copiii să le aibă tot timpul la îndemână. Eu recunosc că mă folosesc foarte mult de cărți și în momentul în care aș vrea să le transmit o informație, se întâmplă ceva, nu știu, poate în viața noastră, ne mutăm, cum a fost acum situația chiar de curând, ne mutăm. Atunci citesc o carte despre mutare înainte, cum au făcut și alte personaje, sau vizita la medic, știu că la primul vaccin chiar le-am citit copiilor înainte despre astfel de lucruri, ca să înțeleagă că și alte personaje au trecut prin vizite la medic și nu doar nouă ni se întâmplă asta. E o strategie foarte bună, pentru că noi folosim această metaforă în care spunem cărțile sunt și oglinzi și ferestre. Sunt oglinzi pentru că regăsim propriile noastre experiențe sau ne regăsim noi ca personaje în anumite personaje sau situații din cărți. Pe de altă parte sunt și ferestre pentru că ne deschid lumea, ne deschid lumea aceasta a cunoașterii către subiecte, oameni pe care nu-i vedem în jurul nostru. Așa că e foarte bine și să citim ca să-i pregătim pe copii pentru o anumită situație și să citim pentru a vedea alte personaje ce fac în situația aceasta. Ideal ar fi tocmai să avem această diversificare, ca și la alimentație, da. Cel puțin în primii ani, până copiii încep să aleagă doar bandă desenată sau science fiction sau Harry Potter, depinde ce aleg ei. Cu cât copiii experimentează mai multe tipuri de cărți, cu atât universul lor, cu atât vocabularul lor, cu atât identitatea lor de cititori este mai bună. Maria, noi trăim acum așa, cumva, într-o lume acaparată total de tehnologie și aș vrea să te întreb dacă, în afară de acest lucru, de a începe să le citim de la vârste foarte fragede, mai putem face altceva noi, părinții, educatorii, încât să le insuflăm și să vină cumva la un moment dat de la ei această pasiune pentru citit? Cred că e important să ai o comunitate de cititori. Credem că putem crește viitoarele generații de cititori doar împreună. Să existe această continuitate, această prioritizare a lecturii, a cărților și în grădinițe și școli și în familie și mai ales și în comunitate. Noi recomandăm grădinițelor și școlilor cu care suntem parteneri să facă anual cel puțin 3 evenimente de încurajare a lecturii la nivelul întregii școli. Adică fiecare în familie, fiecare în grupă poate să facă foarte mult, dar contează și evenimentele acestea naționale, aș zice într-un fel ca la maraton, adică un maraton există o comunitate de oameni care cred în importanța mișcării, care îți dai energie de la unul la altul, așa este foarte, de aceea e foarte important pentru copii să avem aceste evenimente, așa cum și noi cititorii mari când mergem la târg, practic suntem sau ne facem propriile cluburi de lectură. Din fericire există de câțiva ani Ziua Națională a Lecturii și se marchează, eu mi-aș dori să se marcheze și mai autentic și mai de adevăratelea și să ne străduim fiecare pe lângă proprii copii, să susținem și alți copii.
să aibă acces la cărți. Iată că faceți voi asta acum prin intermediul acestei campanii. De aceea noi am lansat campania care are și un SMS. Poți trimite carte la 8844 pentru ca și copiii din mediul rural, unde accesul la cărți nu este foarte bun, chiar sunt zone în care copiii n-au nicio carte acasă, să putem duce și să construim această comunitate de cititori în toată țara noastră. Mi s-ar părea foarte drăguț să aibă cumva un club de lectură și cred că chiar ar participa, dacă să ne gândim că am acoperit mai multe lucruri, poate că dacă se implică, nu știu, cel puțin doi, va veni cu siguranță și al treilea, și pentru socializare, și pentru apartenența la grup, și pentru faptul că vor avea cumva pasiuni comune descoperite în cadrul acestui club. Da, ideea este așa, copiii, dacă văd cititori în jurul lor, văd oameni care citesc, vor înțelege că cititul face parte din viața noastră. Dacă tot timpul asociem cititul cu nu ești cu minte, exact, să citești sau trebuie să citești așa. Adică, la un moment dat, evident că trebuie să citim. Da. Dar ce contează foarte mult sunt primele interacțiuni cu cărțile și de aceea contează în primii ani de viață calitatea cărților alese, calitatea interacțiunilor, pentru că dacă cei mici asociază de la început cartea și lectura cu ceva pozitiv, vor rămâne cu această deschidere, cu această atracție pentru cărți tot timpul vieții. Mi se pare o inițiativă foarte frumoasă și chiar vă felicit pentru ceea ce ați realizat și ce urmează să faceți în continuare. Aș vrea să te întreb, bun, deci după ce mergeți să vorbiți cu cei din grădinițe, îi formați cumva în zona aceasta și pe educatori să transmită mesajul mai departe? Da, avem, pe lângă formările pe care le facem noi și față în față și online, am făcut în parteneriat cu o altă organizație non-guvernamentală un curs asincron unde ai chiar 5 module, de la cum să alegi cărțile, cum să comunici cu părinții, adică lucrurile par simple și într-un fel sunt simple pentru că le facem fiecare într-o formă sau alta. Pe de altă parte, ca această activitate, această activitate de lectură cu copiii să fie pentru copii, sunt foarte multe aspecte din acestea metodologice. Pare, când vezi pe cineva cum face, pare foarte simplu, dar în spate sunt foarte multe pregătiri și metode. Și de aceea noi contează foarte mult formarea și contează să ai și cărți, pentru că degeaba știi cum să citești dacă n-ai ce să citești, degeaba ai cărți dacă nu le valorifici și nu le pui în valoare și nu le introduci treptat și așa mai departe. Noi până acum am dat în România cam 700.000 de cărți. Credem, adică am ajuns în aproape toate grădinițele din România, dar evident nu este suficient, pentru că nu ne le-am ajuns cu câteva cărți, nu ne le-am ajuns cu mai multe cărți. În multe comunități am ajuns chiar și cu prima carte, cu o carte donată fiecărui copil, dar părerea mea e că ar fi nevoie anual de campanii în care fiecare copil să aibă cărți noi în grădiniță, cărți noi în școală și din păcate bibliotecile din România s-au închis în mediul rural, mai sunt doar vreo 1000 de biblioteci, 1000 și ceva de biblioteci din 3000 și ceva de localități. Adică mai multe localități nu avem biblioteci și chiar și acolo unde sunt biblioteci nu toate au un fond de carte pentru copii foarte valoros. Păi hai să le mai spunem oamenilor încă o dată numărul de SMS și poate ne oferă și ei o mână de ajutor. Da, chiar vă mulțumim celor care alegeți să sprijiniți copiii din familii vulnerabile. Dacă trimiteți SMS la 8844 cu textul carte, noi vom duce cărți frumoase, cărți de cea mai bună calitate. De multe ori sunt cărți care nici nu au apărut pe piața de carte pentru copii și noi le recomandăm. Adică avem o relație cu editurile și ne pricepem să alegem cărți și le ducem exact acolo unde este cea mai mare nevoie de ele. Mulțumesc foarte mult, vă ținem și noi pumnii foarte, foarte strânși și chiar cred în campania voastră și sunt sigură că veți reuși. Vă felicit încă o dată pentru inițiativă în primul rând și pentru cât de determinați sunteți pentru a face acest lucru. Chiar cred că România are nevoie de asta și că putem schimba ceva dacă de mici, de când sunt foarte, foarte mici copii, reușim să le insuflăm această poftă de citit. Mulțumim și noi și nu uitați astăzi și în fiecare zi, citiți împreună cu copiii voștri. Mulțumim, mulțumim mult de tot!